Guvernul a aprobat eroii căzuți în cel de-al doilea război mondial vor fi comemorați în ziua de 8 mai. Cabinetul de ministru a vizat pozitiv inițiativa legislativă a deputaților PAS de a transfera ziua comemorării și reconcilierii în memorie celor căzuți în cel de-al doilea război mondial din data de 9 în data de 8 mai. De asemenea, conform avizului executivului, 9 mai va rămâne ziua Europei. Inițiativa nu a fost susținută de către Bașcanul în exercițiul găgăuziei Irina Vlah. Totuși, documentul a fost votat de către ministri. Potrivit proiectului, inițiativa are ca scop asocierea Republicii Moldova la comunitatea statelor democratice de pe continentul european, care sărbătoresc victoria în data de 8 mai. Proiectul propune consacrarea zilei de 8 mai ca și zi a comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Guvernul a examinat proiectul de lege și comunică susținerea conceptuală acestora. Potrivit autorilor proiectului, elaborarea documentului este condiționată de necesitatea trecerii la interpretarea și perceperea neideologizată a unei date istorice legate de cel de-al doilea război mondial în societatea moldovenească. Acest proiect de lege se impune având în vedere confuzia care încă persistă între data reală 8 mai de încheiere a celui de-al doilea război mondial pe continentul european pe de o parte și cea de 9 mai impusă de Stalin și de URSS în lagărul socialist pentru a-și revendica un rol primordial în victoria împotriva foștilor aliați naziști, se mai spune în document. Inițiativa nu a fost susținută de către Bașcanul în exercițiu al găgăuziei Irina Vlah. Mulțumesc, rog să susținem împotrivă. Eu pot... Da, vă rog. Da. Repede, doamna Vlah, că ne grăbim. Mulțumesc. Domn prim-ministru. Da, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Acum 78 de ani sărbătorim ziua victoriei și eu cred că și părinții dumneavoastră au sărbătorit această zi. Eu nu înțeleg de ce noi am decis, nu noi, Partidul PAS a decis să schimbe istoria noastră. Avem multe probleme în domeniul social, economic, energetic și alte. Trebuie să rezolvați aceste probleme, dar nu schimbați istoria. Trebuie să respectăm istoria și dacă noi am avut 9 mai, trebuie să avem 9 mai, ziua victoriei. Vlah a propus ca executivul să avizeze negativ inițiativa. Totuși, proiectul a fost votat de către miniștri. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Călătorie frumoasă la Sankt Petersburg și la Tel Aviv, doamna Vlah. În luna mai, PAS a înregistrat un proiect de lege care prevede că sărbătoarea de 9 mai, ziua victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei, va dispărea în Moldova. Potrivit documentului, nu va mai fi sărbătoare de 9 mai, ci zi de comemorare a celor căzuți în cel de-al doilea război mondial și se va marca în data de 8 mai. Documentul a fost criticat de opoziția parlamentară și o parte a societății civile. Ulterior, doi deputați PAS au înregistrat un amendament la proiectul de lege deja înregistrat, care prevede că ziua de 8 mai va fi declarată ziua victoriei asupra nazismului și a comemorării celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Potrivit lor, capitularea Germaniei în fața coaliției antihitleriste a fost semnată în data de 8 mai 1945 și anume această dată este ziua victoriei asupra nazismului. Proiectul a stârnit nemulțumirea partidelor de opoziție care au organizat proteste.